Înainte de Marea Unire, de la 1918, simtul meu numit Maramureș, trecută prin fac de conștientirea în fac de reale între romanilor și a instituțenilor au semnat declarat de loialitate față de Ungaria. Însă, curând după aceea, deputaților români plecați la Alba Iulia au obținut unirea Maramureșului cu România, deși ar fi dorit ca și Maramureșul din nordul Tisei să fie alături patria mamă. În onoarea zilei de astăzi, vizitele cu casei acestea, urmărând de doamna profesoară de vizită, consideră acest să ne ofere lângă un prilej de bucurie prin cântec și poezie.